găsit! La solicitarea înaintată instituției prefectului de către sindicatul Autobuzul din cadrul SC Transport Public Locale Sa-Suceava, s-a desfășurat Comisia de Dialog Social. Scopul întâlnirii a fost nemulțumirea de natură financiară a angajaților din cadrul SC Transport Public Locale Sa-Suceava. La ședință au participat prefectul Mirela Elena Domnicăi, în calitate de mediator, primarul Sucevei Ion Lungu, însoțit de Iliana Amariei, șef serviciu în primărie, directorul TPL Suceava, inginer Darie Romaniuc, șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Romeo Butnaru, Camelia Cocârlă și Mihai Ichim, tot de la ITM, Dinuciuc de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice. Din partea sindicatului au fost prezenți președintele Mircea Bărbăcariu, vicepreședintele Modest Botușan, Niță Cătălin Cenzor, Vasile Cojoc, secretar. Sindicaliștii de la TPL au care revendicări mărirea salariilor cu cel puțin 20%, plățile restante încă din 2016 în ceea ce privește orele suplimentare, precum și acordarea tichetelor de vacanță. În principal, măsura imediată pe care am luat-o în discuție și de care ne ocupăm în continuare de la nivelul prefecturii este reducerea, combaterea fenomenului de evaziune fiscală prin această piraterie care se practică în municipiul Reședință de Județ. Am stabilit pentru vineri o întâlnire cu Inspectoratul de Poliție, cu conducerea TPL Suceava, cu reprezentanții ai Consiliului Județean care sunt parte contractantă în aceste relații care reglementează traseele unde în mod ilegal opresc mașini care nu aparțin societății de transport public local. Sperăm ca prin această măsură, dincolo de intrarea în legalitate, să contribuim la creșterea veniturilor societății de transport local, pentru că este un serviciu prestat pentru cetățeni. Și, de asemenea, conducerea primăriei Suceava a promis că prin achizițiile care urmează a fi făcute cu autobuzele electrice, va crește și gradul de confort, vor scădea costurile, astfel încât, cel puțin pe această strategie cu măsuri integrate, să fie rezolvată problema restanțelor salariale și să nu mai ajungem în această situație.